Un trai plin de muzică și mister, de speranță și iubire pentru frumos. Așa a fost viața Eugeniei Popa din localitatea Strășin, care 32 de ani a activat în Școala de Arte, Casa de Cultură Raională și solistă, cu o voce inconfundabilă în colectivul Perpetuum. Cred că Școala de Arte din Strășin a avut cea mai mare pierdere, care o consider eu perioada de când o cunosc doamna Eugenie Popa. Am pierdut în primul rând un om muncitor, am pierdut un profesor care de lungul anilor a știut cum să cultive la copii dragostea pentru instrumentul acordeon. Deja de 31 de ani noi ne cunoaștem doamna Eugenia, am avut turnee împreună cu ea și peste hotarele Republicii, am avut spectacole, concursuri împreună cu ea și de aceea va rămâne în amintirea mea personală, în amintirea familiei mele, ca un om cu literă mare. Am cunoscut-o și, de fapt, pe doamna Eugenie de foarte mult timp, de când eram elevă la Școala de Arte, în calitate de director adjunct. De când suntem colegi de serviciu, pot să spun că a fost o persoană foarte responsabilă, o persoană puternică și optimistă. Deci, nici nu-mi vine a crede, privesc poza și nici nu-mi vine a crede că trebuie să se întâmple așa ceva. A plecat la operație și noi toți am... Adică eu am avut încredere că vine înapoi. Era solistă la Casa de Cultură Raională, Orchestra Ciprânie. Cum am cunoscut-o, de o femeie foarte veselă, plină de viață, săritoare la nevoi. Chiar și acum, două săptămâni urmă, ne-am întâlnit aici, în sala Școlii de Arte. Primit și o diplomă, ne-am petrecut, nu nici ne-am așteptat, o să cred și așa. A fost o idee de stăvitare și vreau să spun una, că colegii de lucru au fost responsabili, dar că prietenul devotat. Soarta ei a fost crâncenă. Medicii i-au diagnosticat anevrism cerebral. Cu mari speranțe spre viață, suma de bani necesară a fost colectată și Eugenia Popa a plecat la Kiev pentru intervenție chirurgicală. Însă din cauza stresului și tensiunii ridicate, ea a căzut în comă și nu s-a mai trezit.